Curtea de apel Chișinău va examina recursul avocaților care au contestat decizia judecătoriei Chișinău, care săptămâna trecută a prelungit cu încă 30 de zile arestul la domiciliu pe numele lui Igor Dodon. Colegul nostru Nicolae Boico de la TVR Moldova este în direct cu noi. Bună dimineața! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ședința de judecată de la Curtea de Apel Chișinău este programată pentru ora 13. Magistrații acestei instanțe urmează să examineze recursul avocaților lui Igor Dodon, care au contestat decizia de săptămâna trecută a judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana, privind prelungirea arestului la domiciliu pe numele fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cu încă 30 de zile. Încă săptămâna trecută, apărătorii lui Dodon au declarat că sunt nemulțumiți de decizia magistraților și vor merge la Curtea de Apel. Aceștia au menționat că procurorii nu au prezentat suficiente probe care ar demonstra necesitatea prelungirii măsurii preventive pe numele clientului lor. Pe cealaltă parte, procurorii au declarat că probe sunt suficiente, ba chiar mai mult au fost prezentate și dovezi noi. Igor Dodon a fost reținut pentru 72 de ore în luna mai. Ulterior, după expirarea acestui termen, el a fost plasat în arest la domiciliu. Fostul președinte al Republicii Moldova este bănuit de corupere, îmbogățire ilicită, trădare de patrie și acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din care făcea parte, mă refer aici la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, de către gruparea criminală condusă de fostul deputat Vladimir Plahotniuc. Igor Dodon riscă până la 20 de ani de pușcărie, însă pledează nevinovat. El a declarat în nenumărate rânduri că dosarul în care este vizat este fabricat la comanda politică a actualului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. Șeful statului a dezmințit de mai multe ori aceste acuzații. Acestea au fost toate informațiile. La revedere!